Bine v-am regăsit în centrul atenției. Sunt Bogdan Papacostea, discutăm și astăzi cele mai importante știri ale zilei și trebuie să o spun cu neplăcere, trebuie să ne întoarcem la COVID-19. Această nenorocită boală, acest imens subiect, revine în viețile noastre oricât de mult am vrea să-l îndepărtăm. Vrem să uităm de el, eu unul vreau să mă duc înspre subiecte, să le spunem banale, de zi cu zi, dar COVID-19 ne obligă pe toți să ne îndreptăm atenția asupra lui. Astăzi, președintele Iohannis a ieșit pentru prima dată după scandalul prelungirii stării de alertă să-și exprime îngrijorarea. Dacă ar fi vorba doar de președintele Iohannis, poate noi nu ne-am îngrijorat și am spune ce să zică și omul ăsta, trebuie să susțină măsurile guvernului, care au o logică sau alta, o logică epidemiologică sau, cine știe, de altă natură, așa cum am tot presupus. Numai că cifrele și întâmplările tind să-i dea dreptate președintelui Iohannis sau, mai precis, tind să îi susțină îngrijorarea. 0341402233, un telefon și pentru îngrijorările dumneavoastră. Iohannis, prima reacție publică după prelungirea stării de alertă în România. Sunt îngrijorat pentru că am văzut un număr mare de noi pacienți infectați. Președintele Klaus Iohannis a avut astăzi după amiază prima reacție publică în scandalul legat de prelungirea stării de alertă în România de către guvern, el spunând că executivul a procedat și legal, și corect, și oportun. Iohannis a declarat îngrijorat de creșterea numărului de noi cazuri de coronavirus și a insistat că trebuie respectate măsurile în vigoare, susținând că altfel nu ne vom putea întoarce la noua normalitate. Klaus Iohannis a vizitat joi după amiază unitățile mobile ATI de la Romex, alături de premierul Ludovic Orban, ministrul sănătății Nelu Tătaru și șeful DSU Raed Arafat. El a insistat în declarațiile făcute la finalul vizitei ca românii să respecte măsurile de bun simț care au rămas în vigoare, spunând că virusul nu pleacă în concediu și în vacanță, este în comunitate și nu pleacă nici dacă votează sau nu parlamentul sau opoziția. Și am spune până în acest moment că, domnule, președintele declară și el ce-i firesc să declare în sprijinul guvernului, iar ăștia, să le spunem așa în continuare, vor să ne țină înfricoșați și înspăimântați și vor să își bată joc de noi, să ne manipuleze, etc. Dar ce să vezi? Ieri am aflat că o angajată a primăriei Năvodari este confirmată cu coronavirus, motiv pentru care vă citesc știrea. Primăria orașului Năvodari anunță suspendarea parțială a activității după ce o angajată a instituției a fost confirmată azi noapte cu noul coronavirus. Persoana infectată este asimptomatică, iar din primele informații, contaminarea s-ar fi produs în urma participării la un eveniment de familie, etc., etc. Atât doar că astăzi am aflat că, de fapt, această angajată a primăriei nu are coronavirus. Adică a fost un test fals pozitiv. De fapt, acolo, la Năvodari, nu este nicio problemă. Și am zis, mi-am spus eu, slavă Domnului, a fost o alarmă falsă, până la urmă, se pare nu e așa grav. Numai că, în această după-amiază, am fost anunțat și de primăria Constanța că un angajat al primăriei a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, ceea ce duce la o paralizie parțială a activității primăriei. Parțial, asta înseamnă, din punctul meu de vedere, aproape totală. Parțial, în timpul verii, înseamnă deja aproape toată activitatea primăriei paralizată. Adică nu s-a prea stins subiectul, iar boala continuă să circule, sau dacă nu boala, cel puțin virusul. Și când spuneam că s-o fi întâmplat la primăria Constanța, răsare, înainte de emisiune, și primăria Mangalia cu un anunț similar. Un angajat al primăriei a fost depistat pozitiv la testul COVID-19. Se pare că nu scăpăm de acest subiect, se pare că sunt motive, parcă din ce în ce mai consistente pentru autorități, să prelungească la nesfârșit starea de alertă și eventual să o transforme din nou într-o stare de urgență. Așa că îndemnul meu pentru fiecare dintre telespectatorii acestei emisiuni și pentru toți constanțenii și pentru toată lumea este să respecte regulile elementare de igienă. De fapt, despre asta este vorba la modul esențial. Să păstrăm masca pe față atunci când ieșim în public, în locuri aglomerate, în locuri închise, să ne spălăm pe mâini temeinic,
înainte de a intra, după ce intrăm în casă, înainte de a ieși din casă și cât mai frecvent, și să păstrăm o distanță, aș spune, respectoasă față de ceilalți, față de cei care se află în preajma noastră. Cred că asta ar fi suficient, dar am impresia că nici măcar aceste reguli elementare nu sunt respectate. Și tind să-i dau dreptate în această privință președintelui Klaus Iohannis. E sau nu o mare amenințare? Fiecare se pare avem o opinie în această privință. Cred însă că ar trebui să cădem de acord cu toții că o oarecare grijă la igienă și la distanța socială, cum mi se spune, este de bun augur. Ar trebui, deci, să intrăm în această logică, nu a fricii, nu a isteriei, dar în logica igienei, pentru cât mai mult din restul vieții noastre. Este o chestiune de bun simț până la urmă, să nu ne mai înghesuim, să nu ne mai băgăm unii în alții și, cât se poate, în spațiile închise, să punem masca aia pe nas, atât cât stăm acolo și să nu mai ținem sub nas, pe cap, sub bărbie și așa mai departe. Așadar, stimați telespectatori, suntem într-o situație ingrată, nevoiți să discutăm iar și iar despre coronavirus, un subiect care nu vrea să ne mai lase. Alte 5 noi cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus au fost confirmate în ultimele 24 de ore în județul Constanța. La nivel național au fost 320 de cazuri noi, astfel încât bilanțul a ajuns la 23.080. S-au înregistrat 22 de decese, numărul total fiind de 1.473, conform datelor anunțate joi de grupul de comunicare strategică. Cu 331 de cazuri confirmate, Constanța stă mai bine decât Cluj, 628 de cazuri, Brașov, 1121 de cazuri, Arad, 704 cazuri, Galați, 772, Iași, 774, Sibiu, 568 și Suceava, 3852 de cazuri. Așadar, cifre pe care trebuie să le luăm neapărat în considerare, pentru că, iată, subiectul se încăpățânează să rămână cu noi. Dar tot astăzi avem o știre care trebuie să fie foarte interesantă. După cum bine știți, în plină perioadă de stare de urgență, de pandemie și de închidere a țării, concetățenii de-ai noștri, mai ales din Suceava, adică o zonă periculoasă și în continuare considerată ca atare, după numărul de îmbolnăviri de acolo, o parte dintre concetățenii noștri au plecat în înghesuială cu avionul în Germania, la Sparanghel, cum s-a spus, sau, mă rog, la alte munci pe acolo. Astăzi avem o știre pe agerpres.ro care ne spune că Ministerul Afacerilor Externe, MAE, român, cere explicații premierului landului federal german Renania de Nord-Vestfalia, care a declarat că românii sunt o sursă a focarului de coronavirus identificat la abatorul din Reda Wiedenbruck al procesatorului de carne Tonis. Așadar, guvernatorul landului german spune că românii sunt o sursă de infecție. MAE român precizează într-un comunicat că referirile făcute în acest context ar putea aduce un prejudiciu de imagine lucrătorilor români din Germania. Și, pe bună dreptate, da, ar putea să le aducă un prejudiciu, probabil a și făcut-o deja, dar întrebarea rămâne valabilă. Probabil că ce vorbește acest guvernator are o bază reală. Acei oameni care au plecat la muncă în condiții pe care le-am văzut cu toții în imagini, în condiții de înghesuială și de niciun fel de respectare a vreunei distanțe, oamenii au plecat dintr-o zonă, dintr-un focar de infecție la nivel național și s-au dus acolo. Poate că era firesc să izbucnească un focar de infecție și la acest abator unde lucrează confrații noștri români și era firesc ca guvernatorul să spună ceea ce este real. Că această afirmație se poate extinde și poate aduce de servicii de imagine, etc., da. Dar în acest caz nu ar trebui făcut responsabil cel care afirmă acest lucru, ci poate chiar guvernul român, care a permis tranzacționarea muncii în acest fel. Astfel, arată Ministerul Român, a fost contactată ambasada Germaniei la București pentru a semnala modul în care au fost percepute aceste declarații neclare, care lăsau o marjă de interpretare în sensul că lucrătorii români și bulgari ar fi la originea acestui nou focar de coronavirus și pentru a solicita clarificarea inclusiv publică a declarațiilor menționate. Totodată, potrivit Ministerului Afacerilor Externe, ambasada României la Berlin a adresat o scrisoare oficială premierului landului Renania
Armin Laschet, prin care a fost solicitată clarificarea declarațiilor sale. L-au chemat la clarificări, deci, și el a clarificat. Mae precizează că pe fondul acestor evoluții, Ralf Brinkhaus, deputat din landul Renania de Nord-Vestfalia și președinte al grupului parlamentar CDU-CSU din Parlamentul Federal German, a contactat ambasada României la Berlin pentru a transmite că muncitorii români nu sunt considerați în vreun fel responsabili pentru izbucnirea focarului de coronavirus. Iată deci o mică încurcătură diplomatică provocată de faptul că guvernatorul acestui land a spus adevărul. Da, într-adevăr, sunt sigur, de fapt, n-avem nicio îndoială. Muncitorii români, care au plecat dintr-un focar de infecție, considerat ca atare în mod oficial în România, au dus cu ei, evident, ce aveau de dus cu ei, printre altele și acest virus. Asta nu este o rușine pentru muncitorii români, nu este o rușine pentru guvernatorul german, dar este o rușine pentru guvernul român, care, desigur, a permis să se întâmple așa ceva. Sau, probabil că, dacă a permis să se întâmple așa ceva, ar fi trebuit să atragă atenția că lucrurile pot degenera din punct de vedere epidemiologic. Și mergem mai departe. S-a terminat cu bine evaluarea națională. Au fost câțiva elevi care au avut temperatura peste 37,3 grade Celsius, elevi care nu au putut să participe la examen, dar care, probabil, într-un fel sau altul, vor încheia acest capitol de la începutul vieții lor intelectuale și profesionale. Ne pregătim pentru bacalaureat, unde sperăm, la fel, nu vor fi incidente serioase, iar copiii vor trece prin BAC relativ ușor, așa cum au trecut și copiii de la clasa 8-a prin evaluarea națională. Profesorii spun că a fost una dintre cele mai ușoare evaluări naționale și că a fost pe scara dificultății un 2 pe o scară de la 1 la 10, un 2-3. Așadar, subiecte foarte ușoare, subiecte, de fapt, adaptate unei situații speciale. Au gândit foarte bine cei care au compus și au propus aceste subiecte. Probabil la bacalaureat se va întâmpla ceva asemănător. Numai că această ocazie, examenele, au făcut să iasă la suprafață și niște adevăruri despre sistemul românesc de educație. Niște adevăruri foarte dureroase. Și ce să vezi, gura inocentului adevăr grăiește. Iată, un secretar de stat în Ministerul Educației, pentru specialist pentru în învățământul preuniversitar, Luminița Barcari, a analizat succint proba de matematică a examenului de evaluare națională și în încercarea de a convinge audiența că subiectele au fost accesibile, a produs o declarație nefericită. Ulterior, Luminița Barcari și-a asumat eroarea într-o declarație pe care a dat-o cu altă ocazie. Iată cum sună declarația doamnei Barcari. Subiectele au fost normale. Un copil care învață la școală fără meditații ar fi putut lua 5-6, a spus Luminița Barcari la Digi24, unde a comentat proba de matematică a examenului de evaluare națională. După care, ea a fost contactată de educație privată, unde a declarat că a fost vorba doar de o exprimare nefericită. Ne vom întoarce la exprimare. A fost o exprimare, o cităm acum pe doamna Luminița Barcari. A fost o exprimare nefericită și mi-o asum. Am vrut să spun că subiectele au fost accesibile, chiar și pentru un elev care în această perioadă a lucrat online, fără interacțiune cu profesorul și s-a pregătit singur. De fapt, nu asta a spus, dar mă rog, o citesc până la capăt. Mai ales că există și elevi care nu au avut acces nici la școala online. Știm că nu toți colegii noștri, mai ales în mediul rural, au avut acces la device-uri. Un copil conștiincios care ar fi repetat materia parcursă în cei 4 ani ar fi reușit să treacă acest examen. Desigur, doamna Barcari și-a coafat un pic, și-a frezat și și-a scos în lume afirmația anterioară într-o modalitate ceva mai digerabilă. Dar rămâne afirmația anterioară. Subiectele au fost normale, un copil care învață la școală, fără meditație, ar fi putut să ia... Dar nu trebuia să ne spună doamna Luminița Barcari aceste chestiuni, pentru că noi știm că școala românească are capacitatea de a duce copilul până la nota 5, poate 6. Mai sus se duc doar excepțiile fără meditații. Restul copiilor se meditează. Industria meditațiilor în România este una generală și o spun ca unul care are un copil în clasa 5-a, de acum a 6-a, și unul în clasa 12-a și urmează să dea bacalaureatul. Știu, deci, despre ce vorbesc. În România, școala nudă nu este suficientă. Școala trebuie să fie dublată de meditatori.
școala duce copilul, așa cum a spus doamna subsecretar de stat, până la 5, poate 6. Mai departe îl duc meditatorii. Ceea ce arată eșecul grozav al sistemului românesc de învățământ. Școala nu se preocupă realmente de performanță, iar dacă se întâmplă performanță, ea se întâmplă pe alocuri, în școli pe care le-am putea numi specializate pe performanță. Acolo unde vin cei mai buni profesori, pentru că au parte de cei mai buni elevi, pentru că acolo se investește cel mai mult și scopul este performanța. Dar asta e deja o formă de discriminare, despre care se vorbește foarte puțin, pentru că egalitatea de șanse nu mai există. Iar elevii de la țară, așa cum a subliniat și doamna subsecretar de stat, au șansele cele mai mici. Noi știm deja lucrurile astea, numai că, iată, adevărul iese uneori la suprafață prin gura inocenților și chiar dacă doamna a încercat să-și mai dreagă afirmația, ea rămâne un mare adevăr despre sistemul de educație din România, care are lipsuri uriașe și care nu e capabil să producă performanță în condiții naturale, în condiții artificiale, pompat la maximum cu steroizi, în școli speciale, deși neoficial speciale, da, produce performanță. În rest, însă, la nivelul general, 5-6, asta este nota pe care, până la care îl poate împinge sistemul pe un elev din România. Poate aveți și dumneavoastră cunoștință despre așa ceva. Mai spune mai departe secretarul de stat, știm foarte bine că fiecare părinte își dorește, nu neapărat pentru că nu ar fi mulțumit la școală, dar are senzația că printr-o muncă suplimentară cu un cadru didactic, insistând pe anumite teme și șansele lui de reușită cresc, da, chiar a fost o exprimare greșită și încă o dată mi-asum acest lucru, a mai spus secretarul de stat. Că și-asumă doamna sau nu și-asumă e o chestiune secundară, rămâne marele adevăr pe care l-a spus din greșeală, păcat că oamenii n-au capacitatea de a-și asuma în mod real ceea ce au spus atunci când este adevărat. Ar fi trebuit să spună, da, domnule, așa e, sistemul de învățământ, sistemul educativ din România nu duce copilul mai sus de nota 6. Pentru notele 7, 8, 9 și mai ales 10 aveți nevoie de pregătire suplimentară, adică de meditații. Haideți să vedem acum și un copiluț care a fost prins nu în fața calculatorului sau a tabletei la un curs online, ci a fost prins producându-se la școala vieții. Să-l vedem împreună, conducând mașina tatălui său ca un îngeraș. Tatăl știe unde ești? Da. Știe? Da. Câți ani ai? Nu știu. Nu știe? Nu. Bine, spune să vină până la mine. Are treabă cu mine, da? Hai, da? Da. Bine. Pare o scenă dintr-un film de al lui Quentin Tarantino, ce am văzut mai devreme, dar nu, este realitatea dintr-un sat românesc. Ne punem problema notei 5 sau 6 la școală, dar copiii se pare știu ceva mai mult decât atât. Ei știu să conducă mașina și încă, bine, copilul din filmare părea să fie sigur pe mișcările lui, mai sigur decât mulți adulți pe care i-am văzut conducând după ce și-au luat carnetul. Dar pasiunea pentru mașini, dacă începe de la o vârstă fragedă, poate să continue într-un mod de-a dreptul scandalos. Așa că avem, iată, un articol în libertatea.ro care vorbește despre ce mai încurajează vloggerii când se plictisesc de violență. În ultima vreme ați tot auzit de acești vloggeri. Vloggerii sunt niște băieți, tot educați la școala vieții, care filmează ce fac și se specializează pe acest ce fac. Unii, l-ați văzut pe la luat de poliție, se specializează pe discuții butucănoase despre agresiune împotriva minorelor, alții sunt specializați pe mașini. Ei bine, în libertatea de astăzi avem inclusiv imagini despre un vlogger care, când se plictisește, iată, încurajează altceva și anume mersul ilegal cu mașina, în sensul că viteza atinsă de acea mașină este de 300 de km la oră, dar pe drumurile din România, deși respectivul minte că ar fi în Germania. Ce spune articolul din Libertatea? România este țara cu cele mai periculoase drumuri din UE. Asta nu împiedică pe mulți să-și afunde piciorul în accelerație,
punându-se în pericol pe ei și pe ceilalți participanți la trafic, depășind de două ori viteza legală cu care este permisă circulația pe drumurile noastre. Bogdan Căpușan, un cunoscut colecționar de mașini de lux din Cluj, se filmează la volanul noii sale mașini pe care o conduce pe drumurile din România cu o viteză de până la 300 de km la oră. 300 de km la oră cu Lamborghini Urus prin Germania se numește această filmare publicată pe 9 iunie pe canalul de YouTube al vloggerului Alex Montrei. Poate că este și un fel al acestor vloggeri de a atrage atenția asupra lor că ei se hrănesc din subscriber, din followers, din copii care dau acolo pe buton ca să-i urmărească. Dar se pare că sunt în stare de orice pentru a-și atinge acest scop. Căpușan gonește cu mașina pe o autostradă în România, unde limita de viteză este de 130 de km la oră, dar și în localitate unde vorbim de o limită de 50 de km la oră. Băieții comentează cum atunci când apasă pedala de accelerație și kilometrajul sare de 200 de km la oră, sunt împinși în scaune într-o secundă, adrenalină, confort și siguranță pentru ei. M-a oprit poliția fără să fac nimic. Eram chiar aici în București și m-a oprit doar să se uite la mașină, spune Căpușan în filmare. La un moment dat, acesta intră într-o curbă unde există un indicator care limitează viteza la 60 de km la oră, cu 72 de km la oră, ajungând în scurt timp la peste 100 de km la oră. Și mai scriu cei de pe Libertatea, când kilometrajul din bord arată o viteză care încalcă toate regulile de circulație din România, pe bord apare steagul Germaniei și acoperă numărul de kilometri afișat. Dar să nu mă credeți pe cuvânt, să vedem împreună filmarea. Să luăm puțin avans. Și la pot frânăm, bine? Wow. O secundă jumate de la la 70. Nu ai probleme cu poliția mașina asta? Nu te oprește? Nu. Băi, m-a oprit poliția fără să fac nimic. Și am întrebat, zic, am făcut ceva? Zice, de ce? Trebuie să faci ceva? Chiar aici în București, eram cu numere roșii. Și m-a oprit doar să se uite la mașină. Da? De ce? Efectiv, nu mi-a venit să cred. Doar să se uite la mașină. Cred că poliția pe noi ne caută, că... Păi că am venit din Germania, știi, suntem da. În zonă roșie, corona, chestii. Și astăzi facem un nou vlog cu Bogdan Căpușan, partea a doua. În caz că nu ați văzut deja prima parte în care vorbim despre cum să faci bani, afaceri, business, imobiliare și toate cele, o să vă las un link jos în descriere. Și de asemenea, dacă nu sunteți abonați încă la Bogdan, o să găsiți acolo canalul de YouTube și profilul de Instagram. Înainte să începem acest vlog mai sportiv, în care vom vorbi despre acest Lamborghini Urus de 600 de cai? 650. 650. Momentan. Urmează să treci de 800? Da, sper. Da, încă analizăm toate opțiunile cu băieții de la Custom Tuning. Da. Până înainte să începem acest vlog, nu uitați să bușiți butonul de like, să lăsați un comentariu și un share la clipul ăsta. Și pentru că am ajuns la băieți cărora le place să trăiască periculos, haideți să mergem și la fostul ofițer SRI Daniel Dragomir. Unul care într-o vreme a fost omniprezent în media și care a vorbit la nesfârșit despre statul paralel, despre cum ar trebui Chioveș și băgată la închisoare, despre Roexit și altele din aceeași categorie.
Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, condamnat definitiv la 3 ani și 10 luni de închisoare, nu a fost găsit de polițiști și va fi dat în urmărire. Așadar, Daniel Dragomir a fost condamnat la 3 ani și 10 luni de închisoare. Fostul colonel SRI Daniel Dragomir, condamnat astăzi la 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare, a fost căutat de polițiști la mai multe adrese pentru punerea în executare a mandatului, însă nu a fost găsit și vor fi făcute demersuri pentru a fi dat în urmărire. Au scris despre asta, a scris toată presa din România, inclusiv Sputnik a scris despre asta. Pentru o parte a presei, pentru o mică parte a presei, Daniel Dragomir este mai degrabă o victimă, este un executat. Pentru altă și cea mai mare parte a presei, Daniel Dragomir este doar o rotiță care a încercat să joace într-o ligă superioară și nu i-a ieșit. Fostul colonel nu a fost deci de găsit în baza unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au efectuat verificări la mai multe adrese în vederea depistării unui bărbat de 42 de ani condamnat definitiv. Având în vedere că cel în cauză nu a fost găsit, se fac demersuri legale pentru a fi dat în urmărire, a transmis Poliția Capitalei. Este cumva concluzia, finalul sagăi, poveștii acestui Daniel Dragomir, implicat în cazul Black Cube, o firmă israeliană angajată pentru urmărirea Laurei Codruța Chioveși. În 2016, Dragomir a fost arestat preventiv în două dosare, Black Cube și cel în care a fost acuzat că ar fi cerut și primit peste 460.000 de euro de la Rami Gaziri pentru a-i proteja afacerile. Odată cu decizia de condamnare în dosarul lui Gaziri la un an cu suspendare, decizie luată pe 22 decembrie 2016 de Tribunalul București, judecătorul Mihai Bălănescu a mai dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului Dragomir Daniel dacă nu este arestat în altă cauză. Pe 27 decembrie, ca urmare a contestației la decizia de arestare preventivă a lui Dragomir în dosarul Black Cube, Curtea de Apel București, prin judecătorul Ciprian Alexandru Ghiță, a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru Daniel Dragomir. Fostul ofițer SRI a fost condamnat pe 22 decembrie 2016 de Tribunalul București la o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare în dosarul în care a fost judecat pentru că ar fi cerut și primit peste 460.000 de euro de la un om de afaceri pentru a-i proteja afacerile, fiind găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de falsă în înscrisuri, în același dosar fiind condamnată și soția sa, tot la un an de închisoare cu suspendare, decizia nu este definitivă. Așadar, Daniel Dragomir, final de poveste. Acum să-l vedem pe acest cetățean căruia i-a plăcut și îi place să trăiască periculos, unde s-o fi dus, poate că în statul paralel, despre care a vorbit atât de mult încât unii dintre noi au și început să creadă în el. Dragii mei, luăm acum o scurtă pauză, dar revenim cu alte știri despre coronavirus. Și nu numai. Rămâneți deci aproape pentru că vom vedea și ce propunere a făcut USR Constanța către PNL Constanța. Dar nu numai angajații primăriilor par să fi fost luați pe sus de valul de coronavirus, ci și hartiștii și cantautorii. Iată, de exemplu, Marcel a fost diagnosticat cu COVID-19. Cântărețul a fost internat la Institutul Matei Balci. Nu mai auzisem de mult de Marcel Pavel și iată-l răsărind în acest context nefericit. Marcel Pavel a fost diagnosticat cu noul coronavirus și a fost internat la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balci din București, relatează Agerpres, același institut care a anunțat ieri că nu mai are locuri să mai interneze pentru că are foarte mulți internați. Nu știm dacă e adevărat. Toată lumea se întreabă dacă aceste știri mai sunt sau nu reale. Cert este că astăzi s-a eliberat un loc pentru Marcel Pavel. Marcel Pavel nu se simțea bine de câteva zile și efectuase testul pentru COVID-19. Cântărețul a fost confirmat cu noul coronavirus potrivit surselor medicale citate de Agerpres. Marcel Pavel, în vârstă de 60 de ani, acuza simptome de câteva zile. Interpretul crede că a răcit la filmările emisiunii Te cunosc de undeva, din cauza diferenței de temperatură dintre camera în care artiștii așteaptă să le vină rândul și platou, la tras curentul, ca să fim și mai cinstiți. Sunt răgușit, cred că am răcit la filmări, familia mea se simte bine, aștept mâine rezultatul și sper să fie negativ, a declarat Marcel Pavel pentru Click, dar se pare rezultatul nu a fost unul negativ și a luat-o după el și pe
Ozana Barabancea, bine că nu i-am uitat numele, se pare o altă vedetă de renume, o altă vedetă care și ea are COVID-19, după ce tot ea a tot emis categoric ideea că acest COVID-19 e doar o invenție. Așadar, iată că, din păcate, și artiștii români, să le spunem așa cu generozitate, pot fi atinși de COVID-19, le urăm sănătate și le urăm să revină cât mai curând pe platourile emisiunilor și televiziunilor care îi așteaptă, nu știm precis unde, de ce, dar asta se întâmplă. Mergem mai departe, ne întoarcem la coronavirus. Ministerul Afacerilor Externe transmite astăzi că în total 57 de români din districtul Neukölln din Berlin au fost confirmați ca infectați cu noul coronavirus, iar unul dintre aceștia este în stare critică. De asemenea, arată MAE, conform informațiilor comunicate de autoritățile locale, aproximativ 370 de locuințe se află în carantină, iar primele concluzii indică faptul că infectările ar fi survenit ca urmare a participării la procesiuni religioase, precum și a oficierii unor slujbe la domiciliul mai multor familii. Ministerul de Externe precizează că autoritățile locale au pus la dispoziția persoanelor afectate un sistem de asistență pentru efectuarea cumpărăturilor necesare, iar toate persoanele afectate de plasarea în carantină, nu toate sunt și infectate, deci, vor primi documente justificative pentru relația cu angajatorul, precum și despăgubiri financiare în cuantumul prevăzut de lege. MAE mai precizează că până în prezent, la nivelul ambasadei României la Berlin, nu au fost primite solicitări de asistență consulară cu privire la această situație. Ambasada României la Berlin continuă dialogul cu autoritățile locale și este pregătită să acorde asistență consulară conform competențelor legale și în conformitate cu măsurile adoptate de autoritățile germane în contextul pandemiei de COVID-19, arată sursa citată. Probabil că este și din partea autorităților de la Berlin un fel de reverență, un fel de replică, o minge de ping-pong dată înapoi către MAE român, care poate a fost mult prea, cu mult prea mult aplomb în relația cu partea germană și acum, iată, și-a luat un contraargument serios. 57 de români infectați, din care unul în stare gravă, pot să numești asta aproape un focar de infecție. Dar mergem mai departe. COVID-19 face victime în moduri diferite. Fosta conducere a Spitalului Județean de Urgență din Suceava este cercetată penal pentru abuz în serviciu, neluarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă și zădărnicirea combaterii bolilor. Potrivit procurorilor, este vorba despre managerul, directorul medical, directorul de îngrijiri și coordonatorul compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, care erau în funcție la momentul izbucnirii pandemiei de COVID-19, când spitalul s-a transformat în focarul de coronavirus al României, cu sute de pacienți și cadre medicale care s-au îmbolnăvit. Astfel, sunt urmăriți penal de parchetul Tribunalului Suceava fostul manager Vasile Râmbu, directorul medical Mircea Macovei, directorul de îngrijiri Dorina Chirap și medicul Cătălina Zorescu, coordonator al compartimentului de prevenire a infecțiilor. Este o bună întrebare pentru fiecare dintre noi. De ce nu și-au făcut oamenii ăștia datoria, așa, cum se cuvine, cum s-ar fi cuvenit? Poate că și-au imaginat că e doar o glumă, poate și-au imaginat că este doar așa o farsă și de aia nu s-au preocupat. Ei sunt acuzați de către procurori că nu au respectat măsurile dispuse la nivel central pentru prevenirea și limitarea coronavirusului, ceea ce a dus la răspândirea COVID-19 în interiorul Spitalului Județean Suceava, care a devenit focar de infecție și principal vector de răspândire a acestei infecții în afara spitalului, în municipiul Suceava și în județ. Așadar, iată, stimați telespectatori, conducerea spitalului din Suceava este urmărită penal. Dar, în acest context, avem și o intervenție recentă a lui Nelu Tătaru. Autoritățile se așteptau la o creștere a numărului de infecții cu COVID-19 în condițiile în care suntem în cea de-a treia etapă de relaxare, în care am intrat acum 3 zile, afirmă ministrul Sănătății Nelu Tătaru într-un interviu recent acordat hotnews.ro. Sistemul medical este pregătit să primească noile cazuri, da asigurări ministrul Sănătății, care face însă un apel la români să respecte regulile care însoțesc fiecare măsură de relaxare. Atâta timp cât respectăm aceste lucruri, putem controla și o eventuală creștere a numărului de cazuri, mai spune
Nelu Tătaru, care subliniază că trebuie să avem grijă, adică discursul lui vine în prelungirea discursului președintelui Iohannis și pe bună dreptate, cum ar putea oare să aibă o altă părere, o altă opinie, o altă postură? Dar mergem mai departe pe național.ro. Un articol foarte interesant, Colegiul Medicilor, au murit oameni cu ocluzie și peritonită. De fapt, este vorba aici despre modul în care autoritățile au ordonat reacția la pandemie, o reacție care i-a lăsat deoparte pe bolnavii cronici sau a lăsat deoparte urgențele propriu-zis pentru că oamenii nu s-au încadrat, nu erau bolnavi de COVID-19, nici măcar suspecți de COVID-19 și știm că au fost și multe cazuri în care medicii au declarat suspecți pe bolnavi de alte boli doar pentru a-i putea interna. Cu alte cuvinte, deci măsurile luate în sistemul de sănătate au fost unele de multe ori absurde și în continuare sunt așa. Adevărul dramatic al, bine, exprimarea publicației național.ro este cel puțin îndoielnică, dar eu am să citez exact. Adevărul dramatic al genocidului făcut în România începe să iasă la iveală. Președintele Colegiului Medicilor din România, dr. Gheorghe Borcean, arată că din 15 martie până în prezent au murit de peritonită și ocluzii pentru că au ajuns prea târziu în spital. Numărul bolnavilor morți în această perioadă a crescut cu 20% raportat la aceleași perioade din anii trecuți, ceea ce este foarte mult. Panica indusă de guvern, atât în rândul populației, cât și în rândul șefilor de spital, a reușit să ucidă. Românii cu boli tratabile și-au pierdut viața din cauza faptului că s-au temut că se vor infecta cu COVID-19, dar și din cauza conducerii spitalelor care au refuzat internări de frica izbucnirii focarelor. Spitalul Municipal Caransebeș are o clădire separată unde este secția de boli infecțioase, de pneumologie, care a primit 28 de locuri pentru COVID. Cei cu afecțiuni pulmonare au mai mult de așteptat. Cealaltă clădire are 3 zone de acces și am reușit să izolăm complet o aripă de spital pentru COVID. Dacă, Doamne ferește, se umple secția de pneumologie, se poate ocupa aripa pe care am izolat-o. Scăderea numărului de pacienți a venit din două cauze. Prima a fost aceea că toată lumea a fost speriată când a văzut corturile de izolare din fața spitalului și n-a mai venit. Avem pacienți cu fractură de șold și nu mai vin pentru că este spital COVID. Au venit abdomene acute, ocluzii, peritonite, infarcte intestinale în stadii terminale, asta a fost. Au murit pentru că au venit în stadii depășite. A fost un război și în război există și victime colaterale, mai spune dr. Gheorghe Borcean, președintele Colegiului Medicilor din România, cu exprimare mai degrabă cinică, pe care nu-i așa, unii dintre doctori o pot avea uneori. Așadar, sunt pacienți considerați victime colaterale. A doua cauză a fost habotnicia administrațiilor de spital și a conducerilor acestora, care n-au făcut internări pentru că au vrut să evite ca unitatea sanitară să devină focar și să se întâmple ca la Suceava. Asta a ținut și de medici, de cât de tari și de curajoși au fost ei, astfel încât să interneze pacienții înfruntând administrația. Pentru că răspunderea în fața legii o au medicii. Directorul administrează ceva, nu poate să-mi spună ceva, dar medicul este liber profesionist și nu poate interveni nimic între el și pacientul său. Niciun alt fel de judecată, în afară de cea medicală, nu este între el și pacient. Din păcate, acești medici sunt mai puțini decât erau odată, etc., etc. Președintele Colegiului Medicilor din România mai spune că au murit în această perioadă cu 20% mai mulți pacienți decât în aceleași perioade ale anilor trecuți, oameni care puteau fi salvați decât dacă cei care au gestionat pandemia nu ar fi făcut atâtea greșeli și bâlbe. Oricum, în România mor în acest fel mai mulți oameni decât în restul Europei, adică oameni care ar fi putut fi vindecați, care ar fi putut să trăiască mai mult, dar care, din cauza unui sistem de sănătate defectuos, mor înainte de termen, să spunem. Ei bine, acum au murit chiar cu 20% mai mulți decât înainte, ceea ce înseamnă că absurdul, habotnicia, cum se exprimă doctorul Gheorghe Borcean, au mers foarte departe. Și dacă numărăm pe de-o parte cu foarte mare grijă, cu foarte mare atenție, cu acrivie, ceea ce ne transmit autoritățile despre îmbolnăviții, infectații, îmbolnăviții și morții de COVID-19, pe partea cealaltă se așterne o tăcere mai mult decât suspectă și aș spune chiar vinovată. Pentru că la un moment dat trebuie să se genereze un echilibru astfel încât bolnavii banali, dacă se poate spune așa, să nu mai fie trași deoparte pe linie moartă, Dumnezeule mare, astfel încât ei să devină încă o cifră
în statisticile doctorilor care vorbesc despre pagube și victime colaterale. Un subiect uriaș în România, din păcate. Și mergem mai departe, v-am promis că discutăm un pic despre propunerea pe care USR Constanța a făcut-o astăzi, PNL Constanța. Haideți să vă citesc comunicatul lor de pe Facebook. Alianța USR Plus propune tuturor forțelor politice de dreapta din Constanța o coalizare care să acorde prioritate dezvoltării locale și prosperității cetățenilor și să înlăture PSD din fruntea administrației publice locale și județene. Așadar, cheamă la unitate USR-ul. De asemenea, chemăm alături de noi la discuții societatea civilă, mediul de afaceri, liberi profesioniști, studenți, elevii cu drept de vot, precum și pe toți cei care doresc să transforme Constanța într-o metropolă europeană modernă și prosperă. Este momentul să lăsăm deoparte toate aspectele care ne diferențiază, să ne concentrăm asupra celor care ne unesc, pentru a oferi atât municipiului Constanța, cât și județului schimbarea de care avem nevoie. Toți avem această responsabilitate pentru Constanța. Încă de la alegerile europarlamentare, constanțenii au arătat prin vot că nu vor să mai fie conduși de PSD. 20 de ani de subdezvoltare sub administrația Roșii au făcut ca municipiul și județul Constanța să cadă constant în clasamentul național. Este timpul ca partidele din Constanța să colaboreze și să respecte dorința alegătorilor pentru a scoate municipiul și județul Constanța de sub imperiul incompetenței și abuzului. Avem datoria să găsim cea mai bună formulă pentru ca acest lucru să se concretizeze. USR Plus propune următoarea variantă de colaborare. Asta e foarte interesant. Alianța USR Plus să fie susținută pentru funcția de primar al municipiului Constanța. Stelian Ion, desigur, nu-i menționat, dar el este cel care ar fi primar. Iar PNL să primească sprijin pentru președinția Consiliului Județean. Propunem de asemenea că până la jumătatea lunii iulie să finalizăm negocierile astfel încât să fim în măsură să prezentăm constanțenilor formula cu care putem câștiga atât municipiul cât și județul. Proiectul nostru, mai spun cei de la USR, este pe termen lung, putem scăpa de PSD și de subdezvoltarea în care ne-a aruncat acest partid. Este nevoie de un plan solid pentru a lucra împreună la o fundație puternică, una care să ducă municipiul și județul Constanța în vârf, acolo unde le este locul. Ce părere aveți dumneavoastră, stimați respectatori, despre această propunere pe care USR Constanța o face PNL Constanța? După cum bine știm, în București, să-i spunem, opoziția în fața administrației a reușit să dea un singur candidat, pe Nicu Șordan. Nicu Șordan, care, după cum am mai spus-o și altă dată, este un tip mai degrabă inocent, așa pare cel puțin, fără carismă, dar care pare atât de implicat în problemele, nevoile și rezolvarea acestora în București, încât are șanse mari să fie ales. Este susținut și de USR Plus, este susținut și de PNL, cu alte cuvinte, pare contracandidatul cel mai puternic în acest moment în fața Gabrielei Firea. Dar, în Constanța, după cum știm, PNL-ul are un candidat. E vorba despre Virgil Chițac. E drept că acum două și mai bine săptămâni, PNL Constanța a venit cu oarecare nuanțare. A spus că, în urma schimbărilor generate de pandemie, vor veni cu noi sondaje de opinie pentru a vedea care din posibilele personalități constanțene se plasează acum mai bine pentru cursa de primar. Cu alte cuvinte, cred, parcă văd, i-au transmis domnului Virgil Chițac că postura de candidat PNL nu mai este neapărat 100% valabilă. Dar n-am văzut rezultatul acestor sondaje, nu am văzut niciun fel de opinie a PNL Constanța și în fața provocării, până la urmă, invitației și provocării de la USR Constanța, PNL trebuie să vină cu un răspuns. Pe de altă parte însă, PNL Constanța, sau PNL în general, dar PNL Constanța stă foarte bine. La cele mai recente alegeri a scos peste 35-40% procente. De ce s-ar mai încurca la discuții cu USR? De altfel, sunt voci din PNL care spun că USR, atenție, face jocul PSD-ului. Dacă intră în jocul politic și USR-ul și PNL-ul, așa, pe negocieri sau pe propuneri categorice chiar de felul ăsta, atunci e clar că primul plasat și primarul viitor va fi Decebal Făgădău, ceea ce n-ar fi chiar cușer. Așa că vă întreb și pe dumneavoastră, întreb și pe cei din PNL, ce părere au despre această propunere a USR Constanța?
În București, propunerea USR plus PNL pare să funcționeze. Nicușor Dan a ieșit acum ceva vreme la o conferință de presă și acolo a fost bruiat de un viceprimar PSD, de Bădălău, care a venit cu dulapul după el, s-a băgat în seamă, l-a împins pe Nicușor Dan și am spus atunci, este cea mai bună campanie pe care i-o putea face cineva lui Nicușor Dan, care, al minte, s-ar fi scufundat în anonimat și în derizoriu. Cine să-l bage în seamă pe Nicușor Dan, care nu e un bun vorbitor, nu arată prea bine, nu este convingător? Mă rog, ar fi fost o știre ca oricare alta. Nicușor Dan a ținut o conferință de presă undeva pe stradă. Numai că prezența lui Bădălău acolo l-a propulsat pe Nicușor Dan ca o rachetă. Nicușor Dan a ieșit din nou la o conferință de presă și ce să vezi? Aproape aceeași mișcare. Niște utilaje de la primăria sectorului 5 au bruiat conferința de presă. A ieșit scandal, a intervenit un polițist și din nou Nicușor Dan a fost propulsat. Și din nou, iată, îl vom vedea în curând, sunt uluit că se întâmplă asta. Mă întreb, oare ce se petrece în capul Gabrielei Firea? Cumva Gabriela Firea îi dă ghionturi în sus lui Nicușor Dan, îl ajută, pentru că mie așa mi se pare. Dacă ar fi fost vorba doar despre campanie electorală, orice om cu oarecare inteligență nu l-ar fi băgat în seamă pe Nicușor Dan, tocmai pentru a nu atrage atenția asupra lui. Însă ce se întâmplă acolo e atât de straniu, încât nu putem să o bănuim pe doamna Firea că este atât de dramatic lipsită de intelect, după cum nici nu, sau putem să presupunem că e undeva o șmecherie, e un aranjament acolo. Haideți să vedem împreună imaginile, să vă convingeți și dumneavoastră. Nicușor Dan de unul singur n-ar fi ajuns niciodată atât de cunoscut. Bună ziua, prieteni! Sunt la o conferință de presă organizată în stradă de candidatul la primăria capitalei, Nicușor Dan. O să întorc acum camera. Ce se întâmplă? A început să plouă, nu? Pur și simplu sunt stropiți jurnaliștii, dar și cei care urmăresc conferința de presă a lui Nicușor Dan acum, din aceste mașinării. Probabil că este apă sau substanțe împotriva țânțarilor, nu știu exact, se vede acolo. Pentru cei care abia acum au intrat, este o conferință de presă a lui Nicușor Dan, a deputatul Nicușor Dan și candidat la primăria capitalei. În spatele lui vedeți mașini de la primăria sectorului 5, Consiliul Local sectorul 5, și foarte multe alte mașini de gunoi, dar și mașini care spală pe jos și care se învârt efectiv în jurul locului acestei conferințe de presă. Efectiv nu se aude ce spune Nicușor Dan, este un zgomot infernal, uitați. Aceste mașini spală deja de o jumătate de oră pe aici, se învârt efectiv în cerc, se duc de pe... Aici suntem pe strada Progresului, ca să înțelegeți exact unde ne aflăm. Și mașinile se duc până la șoseaua Viilor, iar de acolo se întorc. Fac asta, cum vă spuneam, de o jumătate de oră. Oamenii claxonează din mașini. E și un polițist care încearcă să îi ajute pe șofer să treacă mai ușor de această intersecție. Vedeți aici, cel mai probabil sunt de la poliția locală, poliția comunitară. Deci, cum vă spuneam, din nou șoferii de pe mașinile de la salubritate din sectorul 5 trec din nou și claxonează, ca să înțelegeți, nu se prea aude nimic din conferința de presă. Nu știm de ce fac acest lucru, am încercat să vorbesc, nu știu ce se aude. Deci cam asta e atmosfera de la această conferință de presă. O să scot microfonul ca să nu trebuiască să mă auziți pe mine, ci să auziți mașinile care trec și să vedeți dacă îți poți da seama din ce se întâmplă. Așadar,
Încă o dată, pentru cei care au intrat abia acum, suntem la o conferință de presă, una organizată de un candidat la Primăria Capitalei, este vorba de Nicu Șordan, și conferința de presă a fost înconjurată de mai multe mașini. Așadar, ați văzut și dumneavoastră cea mai spectaculoasă și eficientă campanie electorală pe care PSD-ul i-o face lui Nicu Șordan în București. Nicu Șordan a mai primit un șut serios pentru a-l face să avanseze la postul de primar general. Gabriel Mutu spune despre mașinile de salubritate care au buruiat conferința lui Nicu Șordan: nu am văzut aceste imagini, poate întorceau. Așadar, întorceau frecvent în acea zonă mașinile de salubritate și celelalte. Desigur, scandalos ce vedem, desigur, de neacceptat așa ceva, dar, dincolo de scandal, vedem că primăria, de fapt, primăria PSD-istă, îi dă avans lui Nicu Șordan și o face la modul cel mai eficient cu putință. Nicu Șordan a devenit chiar mai simpatic și aproape votabil. Gabriela Firea, să trecem un pic și pe la doamna Firea, are, conform celei mai recente declarații de avere, bijuterii în valoare de 130.000 de euro și tablouri în valoare de 110.000 euro. Gabriela Firea a obținut anul trecut venituri de 181.206 lei în calitate de primar general al Capitalei, conform declarației de avere postate pe site-ul Primăriei Municipiului București. De asemenea, conform declarației, pe 19 mai, primarul general a vândut cele două terenuri forestiere pe care le deținea în orașul Voluntari pentru niște sume. Alături de soțul ei, Florentin Pandele, edilul deține în continuare un teren intravilan, mai are un automobil, mai are și un apartament, are un cont de 63.000, unul de 1.000 de dolari și unul de 1.000 de euro. N-a mai completat rubrica datorii, unde anul trecut figura cu un credit de 76.500 de euro. Și mai este președinte al mai multor asociații, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București, Ilfov, etc. Totodată deține funcțiile de președinte PSD București și vicepreședinte național al PSD și, notat, ultimul rând al articolului, Gabriela Firea este și membru al Uniunii Scriitorilor. Cred că este cea mai... Nu este cea mai bogată membra Uniunii Scriitorilor, dar cu siguranță este cea mai cunoscută primăriță dintre membrii Uniunii Scriitorilor. Bravo ei! Dacă vreți și dumneavoastră, puteți să intrați în Uniunea Scriitorilor, scrieți o cărțulie, două, trei cărțulii, vă depuneți dosarul și dosarul se aprobă. S-ar putea chiar să beneficiați de o pensie specială. Asta însă este o chestiune care privește doar Uniunea Scriitorilor din România. Să mai rămânem un pic la USR de data asta. 17 membri USR din echipa Anti-Barna semnează o scrisoare în care acuză conducerea partidului de politica pumnului în gură, acuzând că Biroul Național l-a suspendat pe președintele organizației USR Sector 4, Marius Gheorghe, chiar în timpul alegerilor pentru conducerea filialei. Scrisoarea a fost publicată pe pagina de Facebook a semnatarilor, între care se numără Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al partidului, Ana Ciceară, Dumitru Dobrev, Tudor Benga și Vlad Alexandrescu. Semnatarii susțin că din decembrie și până în prezent au fost excluși sau suspendați de către Biroul Național numai puțin de 35 de membri de partid, majoritatea cu funcții de conducere în USR și cu vina că ar fi contestat acțiunile conducerii Barna. Ei bine, au probleme de rezolvat în USR. Pare să fie o formațiune care își va da ori duhul, ori măsura la următoarele alegeri locale. După aceea, probabil, totul se va desființa. USR-ul se va duce în eternitate și uitare dacă nu vor avea rezultate. Și, printre ultimele știri ale acestei zile, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să sesizeze Curtea Constituțională pentru legea privind impozitarea pensiilor speciale și pentru proiectul de lege care prevede că nu beneficiază de liberare condiționată condamnații care execută pedepse pentru omor, viol, corupere sexuală a minorilor, tâlhărie calificată sau exploatarea cerșetorilor. Avocatul poporului Renate Weber de la ALDE a atacat astăzi la Curtea Constituțională legea adoptată ieri de Camera Deputaților privind impozitarea cu până la 85% a tuturor pensiilor speciale din România. Într-o declarație, Renate Weber a explicat că a făcut acest demers deoarece consideră că beneficiarii de pensii speciale sunt discriminați.
Este vorba de o impozitare, chiar dacă legea vorbește de o taxare, în realitate suntem în fața unui impozit, ba mai mult a unei duble impozitări, etc. Sigur că chichițe judiciare se pot găsi, dar de ce nu sunt declarate aceste pensii speciale ilegale? Dacă sunt declarate ilegale, s-a dus povestea cu discriminare, impozitare, supraimpozitare, taxare și alte sofisme. Să fie declarate ilegale și să rămână în continuare, în funcțiune, principiul contributivității. Atât ai contribuit, atât primești. Nu-ți convine? Te duci în alt domeniu de activitate. E atât de simplu, e atât de eficient. Suntem, de fapt, în fața unei mari ipocrizii, a spus doamna Weber, pentru că din toate lorile de cuvânt de ieri, atât din partea politicienilor, cât și din partea jurnaliștilor, toată lumea așteaptă să vadă ce spune CCR. De parcă toți știau că e o problemă neconstituțională, dar așteptau din partea curții să spună asta. Problema este că jumătate și mai mult de jumătate din judecătorii sau ce-or fie acolo, că nu sunt de fapt judecătorii, curții constituționale, beneficiază de pensii speciale. Ce v-ați aștepta să facă? Să aibă un brusc acces de conștiință și să spună, da, 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 nu e moral și nu-i firesc să ne luăm niște pensii babane pentru că, de fapt, n-am făcut nimic pentru ele și nu, evident că nu. De asta se uită toată lumea spre Curtea Constituțională, mai ales că acolo, la Curtea Constituțională, au fost întoarse multe situații care păreau, să spunem, etic, moral, în regulă și care s-au dovedit a fi neconstituționale. Așadar, deocamdată avem de așteptat, stimați telespectatori, dreptatea cu care s-au lăudat ieri cei de la USR, PNL și PSD, mai are de așteptat și trebuie să o spunem și pe asta, probabil, inclusiv mulți din cei care au votat pentru, nu sunt chiar de acord cu acest pentru și ar fi votat bucuroși împotrivă dacă nu ar fi fost teamă de mânia populară. Și ultimele două știri scurte pentru cetățenii din Tulcea, faleza va fi eliberată de pontoanele pentru acostare, societăți private și instituții publice notificate, scrie radioconstanța.ro. Mai multe societăți private și instituții publice care dețin pontoane de acostare pe faleza Dunării din municipiul Tulcea au primit notificări pentru eliberarea pontoanelor până la sfârșitul lunii, astfel încât să se poată începe lucrări de reabilitare a falezei. Iată o veste excelentă, o veste foarte bună. Și acum mergem în afara țării, într-un loc atât de drag sau atât de important pentru toată creștinătatea, este vorba de Hagia Sophia, de celebra minune a lumii, care în fostul Constantinopol, actualmente în Istanbul, este gata să redevină moschee. Grecia și doar ea protestează, iar replica Turciei este: Hagia Sophia se află pe teritoriul turc, a fost cucerită, iar ceea ce se întâmplă în țara noastră și are legătură cu proprietatea noastră ne privește doar pe noi. O declarație cât se poate de belicoasă, aproape nesimțită, care însă arată cine-i șeful și, da, arată cine este câștigătorul. Fostul loc sacru a fost mereu unul dintre popasturile obligatorii pentru călătorii care ajung în orașul de pe Bosfor, în Istanbul, dar pentru zecile de mii de vizitatori care se pregătesc acum să întoarcă, Hagia Sophia, Sfânta Sofia, va fi în continuare un muzeu sau, așa cum a cerut în ultima perioadă președintele turc Erdogan, va fi transformat din nou în moschee. Au fost, deci, propuneri venite, iată, la 567 de ani de la cucerirea otomană a Constantinopolului, care a avut loc la 29 mai 1453. Așadar, Hagia Sophia în pericol să redevină moschee și probabil să nu mai poată fi vizitată în condițiile de astăzi de către cei care vor să se închine, poate, în acest bastion sau fost bastion al creștinătății de pretutindeni. Dragii mei, aici se încheie în centrul atenției de astăzi. Ne revedem mâine la ora 20. Vă spun cele bune, seară frumoasă, rămâneți cu Dobrogea TV, nu uitați de semn de carte. Cele bune!